cu pași ușori, dimineața de vreme, mama intră în camera copiilor și spune cu voce șoptită, Bună de dimineața, copii, e vremea să vă treziți. Ca și cum ar fi așteptat acest semnal, cu toate că încă e foarte de dimineață și afară încă e întuneric, copiii sar dintr-o dată în picioare și încep să se îmbrace. Luminița te uiți la mine, îți place povestea asta, nu? În câteva minute, în mai puțin de 10 minute, sunt pieptănați, sunt aranjați și amândoi sunt în bucătărie, pe scaunele lor, așteptând micul dejun, în timp ce povestesc unul cu altul, zâmbitor, cu fețele pline de bucurie. Asta se întâmplă pentru că astăzi este prima zi de concediu și vor călători împreună cu noaptea în cap ca pe la amiază să ajungă la acea destinație, la acea plajă pe care au tot visat-o săptămânile trecute. Începe concediul și nu-i nevoie decât să spui, copii, treziți-vă și chiar dacă e patru dimineața, sunt sus. Dar hai să vă povestesc o altă variantă a acestei povestiri. Pot să o las și pe luminița că o cunoaște. Cu pași hotărâți, tatăl intră în camera copiilor, cu toate că soarele e sus pe cer, deja lumina intră pe fereastră în o daie și le spune copii, e vremea să vă treziți. Nici o mișcare, nimic în cameră. Unul dintre ei se întoarce pe partea cealaltă, se întinde și celălalt își trage plapuma peste față și n-au auzit nimic. Tatăl intervine a doua oară și spune cu o voce puțin mai ridicată Copiii, este vremea să vă treziți. Și apoi iasă din cameră. Nicio o mișcare, peste două sau trei minute revine și de data asta, hotărât, aproape strigând, spune Copiii, treziți-vă că întârziați la școală. Oh. Nu mai putem să stăm în pat un pic. mi așa de somn. Două situații diferite care se petrec în același cadru, în aceeași cameră. Aceleași personaje, aceiași părinți iubitori, aceiași copii drăgălași. Și totuși, folosesc aceleași cuvinte pentru a-i trezi dimineața și totuși rezultatele și reacțiile sunt atât de diferite. Nu e așa că nu doar copiii, ci fiecare are nevoie de ceva dimineața pentru a se putea trezi din pat? Are nevoie de ceva puternic care să-l facă să se ridice din pat când te trezești și știi că miercuria, e miercuria insuportabilă când trebuie să dai raportul la șef, nu-l suporți? îți face zile acre de câteva săptămâni, te-ai gândit, mă, ce bine ar fi astăzi să nu trebuiască să mă trezesc. Când te trezești și știi că îi vinerea aia și te-o chemat tati cu el la lucru. Oh, cât te vroiam să fac în ziua asta, dar trebuie să mă duc cu tata la lucru. Când te trezești și știi că e sâmbătă dimineața și poți să dormi și te cheamă pastorul la rugăciune. Oh. Pe de altă parte, însă, nu e așa că e foarte ușor să te ridici din pat când pleci la sărbătoare, când în sfârșit a venit ziua acelei invitații, când e zomărfestul, festul, când, știu eu, prietenii te așteaptă la cafea, iar apoi plecați într-un concediu, într-o tabără, într-un weekend petrecut, știu eu unde. Nici nu-ți trebuie ceas să te trezești. Te trezești din inerție. Pa, dar nu ar trebui să plec eu. Hai să plec un pic mai repede. Dragii mei, pasajul de care ne vom ocupa astăzi și unde am ajuns în Cartea Mica ne vorbește și ne arată tocmai o astfel de scenă. Acest pasaj începe cu niște oameni care se trezesc de vreme, plini de energie, pentru că sunt motivați de oportunitatea pe care o să o aibă în ziua care le stă înainte. Au dormit ca pe ghimbi toată noaptea, uitându-se la ceas din oră în oră cu nerăbdare. Când se face dimineața, ca în sfârșit să vină momentul ăla să mă ridic din pat și să fac ceea ce mi-am propus. Așteptau de mult asta. Toată noaptea au făcut planuri, au luat în calcul tot felul de posibilități și acum, în sfârșit, e dimineață și își vor vedea dorința împlinită și visul. Așa că, hai să citim primele două versete din capitolul 2 din Mica. Un pasaj de cinci versete astăzi, însă citim doar primele două versete deocamdată. Vai de cei ce cugetă nelegiuirea și făurăs, făuresc rele în așternutul lor. Când se capă de ziua, o înfăptuiesc, dacă le stă în putere. Spune o altă traducere, pentru că le stă în putere. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă doresc case, le răpesc. Asupresc pe om și casa lui, pe om și moștenirea lui. Planuri. Planuri pe care oamenii le au în mintea lor. Planuri pe care le-au făcut și de-abia au așteptat să vină dimineața să le pună în aplicare. În sfârșit. Dar problema pe care o scoate în evidență cuvântul vai nu sunt planurile în sine. Toți oamenii acționează conform listelor to-do, mai elaborate sau mai superficiale pe care și le fac astăzi trebuie să fac asta, astăzi trebuie să fac asta. Dar planurile au la bază o motivație. O motivație. Problema stă în motivația care determină planurile oamenilor, iar apoi această motivație determină un plan și planul va determina de asemenea și strategia sau modul în care vor pune planurile în acțiune. În vremea lui Mica, poporul se împărțea în două categorii. Pe de o parte erau conducătorii, erau uh, cei care erau în fruntea poporului. Pe de altă parte erau oamenii simpli, oamenii de rând. Oamenii care uh, își trăiau viața cum puteau. Nu-i nimic nou în asta pentru că și noi cunoaștem tot o astfel de societate. Și societatea părinților noștri a fost așa, și a bunicilor noștri tot așa a fost. Oameni care aveau putere și influență și oameni de rând, oameni simpli. Dar deoarece am văzut în capitolele precedente că această societate se îndepărtase de Dumnezeu, acest lucru nu se vedea doar în faptul că ei se închinau la idoli. Acest lucru se vedea și avea consecințe mari în viața lor socială și politică. Și pentru că s-a amintit astăzi de alegeri, soluția la problemele societății nu o dă un partid politic sau altul, ci modul în care conducerea unei țări se raportează la Dumnezeu. Oamenii îl scot pe Dumnezeu afară și apoi vor ca lucrurile să meargă bine. Nu există așa ceva. Ei, în viața lor politică și socială, neascultarea și îndepărtarea de Dumnezeu aveau consecințe, aveau repercursiuni. Astfel că această societate nu mai respecta nici legea morală și socială pe care o instituise și o cerea Dumnezeu. Dumnezeu avusese în vedere planuri clare cu fiecare dintre uh, categoriile sociale, cum să te comporți cu văduvele, cum să te comporți cu orfanii, cum să te relaționezi unul la altul, împrumuturile și așa mai departe. Ei bine, în această societate corupția era în floare. Asupririle și nedreptățile înfăptuite, mai ales de clasa conducătoare, erau asupra celor defavorizați, erau la ordinea zilei. Aduceți-vă aminte că cu câțiva ani în urmă, Biblia ne povestește despre un rege al lui Israel, Ahab, care într-o zi plimbându-se a văzut o vie lângă unul dintre terenurile lui și a spus, bă, ce faină e via asta! Ar fi fain să-mi pun eu aici o grădină s-a dus la proprietar, a cerut-o și acesta n-a vrut să o vândă. Și atunci, acest rege al Israelului s-a folosit de minciună și de influență și pe orice căi a reușit să obțină acest pământ. Ei, se pare că în vremea lui Mica, o generație sau două mai târziu, oamenii nu era, aceste episoade nu erau ceva secvențial, ci devenise ceva regulat. Dacă poftesc o goare, pun mâna pe ele. Dacă își doresc case, le iau, le răpesc. Așa era societatea. O societate fără Dumnezeu. Însă, la baza acestor strategii de asuprire și răpire erau niște planuri bine puse la punct. Și în spatele planurilor atât de bine organizate era motivația. Ei bine, astăzi vom vorbi despre nevoia restaurării motivației noastre. Ce ne motivează pe fiecare dintre voi, dintre noi? Trebuie restaurată motivația noastră. Apoi, aceasta va determina planurile și implicit acțiunile pe care le vom face. Putem să ne uităm în text și să condamnăm uh, acțiunile. Nu sunt bune, e adevărat. Însă aș vrea să mergem mai profund, să vedem ce determină astfel de acțiuni. Nici măcar planurile, ci mai în spate motivația. Și dacă... Până aici am vorbit despre nevoia de a avea o imagine corectă despre Dumnezeu, am vorbit despre nevoia de a restaura relația noastră cu Dumnezeu care ne dă o imagine corectă asupra noastră și de asemenea am vorbit despre misiunea pe care noi o avem. Când toate aceste trei lucruri ne sunt clare în cap, acestea duc implicit la o motivație restaurată și corectă. Ce mă motivează în tot ceea ce fac? Și analizând aceste două versete, privind cu atenție în aceste două versete, observăm în versetul 2, cel puțin la început, spune așa Dacă poftesc, dacă doresc, asta îi motiva pe acești oameni Observăm pofta și dorința ca fiind motivațiile acestor oameni Poftesc case și poftesc o goare. Pofta și dorința sau plăcerea guvernează în mod totalitar viața oamenilor. Pofta și dorința guvernează în mod totalitar viața oamenilor din orice perioadă istorică și motivează acțiunile fiecărui individ. Tot ceea ce fac oamenii, fiți bine atenți ce vă spun, tot ceea ce fac oamenii pornește din poftă, din dorință și din plăcere. Și apoi, în funcție de capacitatea și de resursele pe care o are fiecare dintre ei, într-o zi sau fiecare zi va fi doar o goană nebună ca să apuce, să aivă, să stăpânească ceea ce poftesc și doresc. Dacă vei analiza fiecare acțiune a oamenilor, ea pornește din poftă, dorință și plăcere. Pofta de mâncare, plăcerea comodității de a fi cât mai chill e la modă chill, poftele sexuale, dorința de afirmare, acolo unde se termină nevoia fizică pentru a trăi, există o parte a nevoii, mă refer la pâinea cea de toate zilele, o casă unde să locuiești, o mașină cu care să te deplasezi, hainele cu care să te îmbraci, o soție și spun foarte clar în vremurile astea, în cazul în care ești bărbat, sau un soț, dacă ești femeie, sunt niște nevoi. Dar unde se termină nevoile fizice, continuă mai departe pofta și plăcerea. Astfel că, cuvântul lui Dumnezeu ne atenționează și ne spune că toată truda omului este pentru gura lui, dar poftele nu îi se împlinesc niciodată. Există o nevoie, dar dincolo de nevoie, continuă pofta, continuă dorința și dorința și plăcerea fiecăruia. Aceasta este motivația firească care trebuie restaurată. Dacă fiecare om are acest lucru, acesta trebuie restaurat. Asta e motivația firească care trebuie restaurată. Vedem în scriptură că peste tot unde apare cuvântul poftă, el apare cu o conotație negativă. Nicăieri nu vei găsi în cuvântul lui Dumnezeu pofta ca fiind ceva plăcut lui Dumnezeu. Chiar în decalog, în cele 10 porunci, una dintre ele spune, ultima, să nu poftești ceea ce nu ai. Să nu poftești. Și știi că, termenul, că Biblia nu folosește nicăieri termenul voia omului ci în loc de voia omului, peste tot folosește cuvântul de poftă sau dorință. Pentru că voia omului este una singură, pofta și dorința lui. Și atunci, dacă asta e motivația firească, ar trebui să ne întrebăm ce ar trebui să ne motiveze sau în ce mod să ne restaurăm. Care sunt caracteristicile unei motivații restaurate? Și tot în scriptură observăm că în contrast cu pofta oamenilor este pusă mereu, mereu, mereu voia lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc un verset scurt din prima epistolă a lui Petru în care spune așa: Să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Vedeți cum în contrast cu poftele oamenilor vine direct voia lui Dumnezeu. Oare de ce nu a spus voia oamenilor? să nu mai trăiască după voia oamenilor, pentru că nu există o voie a oamenilor. Omul are o singură voie, dorința, plăcerea și împlinirea lui, nimic altceva. Nimic din acțiunile lui și tot ceea ce face pornește din această motivație. Ei, pentru a acționa corect, este nevoie să fim motivați de voia lui Dumnezeu. Pentru a acționa corect, este nevoie să fim motivați de voia lui Dumnezeu. Și aș putea foarte bine să termin predica aici. Toți am înțeles această idee. Pofta este motivația firească a fiecărui om și pentru a o restaura este nevoie să implementăm voia lui Dumnezeu. Toți suntem de acord cu asta. Atenție însă să fim motivați, nu obligați. Să fim motivați să ne dorim asta. Și din punct de vedere teoretic, spun că putem termina mesajul sau predica aici, toți suntem de acord cu asta, dar din punct de vedere practic sunt tot mai puțini oameni care aleg să trăiască după voia lui Dumnezeu, inclusiv în biserică. Plăcerea și pofta personală există, o pre, exercită o presiune atât de mare asupra individului, încât prea puțini oameni le mai pasă ce. Îi pasă lui Dumnezeu. Prea puțini oameni astăzi mai sunt preocupați oare ce vrea Dumnezeu? Totul este așa vreau eu. Pentru că așa vreau eu. Pentru că vreau mai mult. Pentru că vreau mai puțin. Pentru că vreau din asta. Pentru că vreau din ailaltă. Teoretic, voia lui Dumnezeu. Practic, totul este îndreptat spre mine. Spre mine, spre mine. Și știu de acum încă că acest mesaj va stârni împotrivire, dar vreau să transmit ceea ce am înțeles din acest cuvânt, fără să-mi fie teamă de critică. Există adânc înrădăcinat în om o împotrivire față de tot ceea ce există, voia lui Dumnezeu. Din toate opțiunile pe care un om le are înainte, ultima pe care o va alege va fi voia lui Dumnezeu. În mod conștient și sigur, le va alege pe toate celelalte. De multe ori îl va alege pe Dumnezeu. Fiți atenți cum uh, traduce Cornilescu aici. Când se crapă de ziua, o înfăptuiesc dacă le stăm putere. Dacă le stăm putere. Sunt unele lucruri care iasă de sub puterea noastră. Și atunci oamenii merg la Dumnezeu. Dar nu merg la Dumnezeu să-i caute voia. Merg la Dumnezeu să-i spună, Doamne, ajută-mă că asta nu stă în puterea mea. Și în momentul în care au obținut ce au vrut, au dispărut. Nu mai există voia lui Dumnezeu pentru ei. Nu caută voia lui Dumnezeu, ci caută intervenția lui Dumnezeu. Mă uit la noi de multe ori. Cântăm când ne place. Cântarea asta nu-mi place, nu-i pentru mine. Nu -o cânt. Ne rugăm când avem probleme cu scopul de a scăpa de ele, de a nu mai suferi, nu ne rugăm, facă-se voia ta. Ne rugăm, Doamne, scapă-mă că tare mă doare. Venim la biserică să socializăm. E cel mai ieftin loc, profesional, deschis, cultură. Socializăm într-un mod extraordinar. Ne căsătorim cu persoane din biserică pentru că șansele ca să ne înșelez, mai mici. Sunt oameni care cât de cât au auzit de Dumnezeu zâmbim. Trist. Punem bani la colectă, ne dăm zeciuiala pentru că Dumnezeu a promis că ne dă înapoi în sutit. E o promisiune, dar n-am dreptul să investesc. Ei, vedeți, prea puțin avem în vedere într-un mod lucid. Eu vreau voia lui Dumnezeu, indiferent de cum se va raporta el la mine. Eu aleg să-L slujesc pe Dumnezeu, indiferent dacă îmi dă sau dacă nu îmi dă, dacă îmi face sau nu îmi face. Eu aleg să mă raportez după voia lui Dumnezeu. Lucrul ăsta devine o utopie. Pentru că în teorie putem să spunem, da, voia lui Dumnezeu, voia ta, voia ta, Doamne în veci, voia ta. Dar practic, hai să mergem la aspectul practic și să privim la primii oameni care au fost creați pe pământul ăsta. Acolo, ca și oameni, ne găsim fiecare dintre noi definiția. Care era voia lui Dumnezeu pentru ei? Singurul lucru care l-a spus Dumnezeu. Fii atent. Fa asta, fa asta, fa asta, este un pom. Din ăsta să nu mânci. Câți pomi erau în grădina aia? Nu știu, dar mulți. Putea să-și aleagă să mănânce din toți. Hai să citim ce a făcut Eva. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit a început să-i placă. Și de dorit, a început să-l dorească. De dorit ca să deschidă cuiva mintea. Observi aceeași motivație ca în textul nostru? Pofteau ceva. Bă, dar n-aveai destui pomi în grădina aia să mergi să mânci tot ce era acolo? A, Dumnezeu a spus la nu. Ok, e voia lui. Ultimul lucru. Ultimul lucru pe care îl voi face este voia lui Dumnezeu. Poate că te întrebi. Și ce e rău că oamenii ăștia, din uh, cărora li se adresează mica, își doreau o casă. Hai să nu vorbim despre acțiunile lor că le luau cu forța. Ai spus că problema nu-i strategia, ci motivația. Ce e rău, rău să-ți dorești o casă? Ce e rău să-ți dorești un teren? La prima vedere, pare că e o dorință legitimă. Însă, dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, în legea pe care ei o aveau, Dumnezeu le-a spus așa când au intrat în țara promisă. Au spus, veți intra în țara aceasta și eu o voi împărți fiecăruia după seminții fiecare, bucată cu bucată. Tu ai bucata asta, tu ai bucata asta, tu ai bucata asta. Dar Dumnezeu nu se oprește aici și le spune, țara este a mea. Eu vă dau închirie. Chiar dacă vreunul dintre ei ajuns dintr-o situație disperată, trebuia să-și vândă terenul, Existau legi care cu prima ocazie puteau să-și îl recupereze înapoi. Mai mult, dacă nu aveau posibilități, la 50 de ani, cel târziu la 50 de ani, terenul acela se întorcea înapoi, la proprietar. Țara nu era a lor, era a lui Dumnezeu, le închiriase. La 50 de ani, la anul jubilar, și v-am trimis ca și temă de casă să citiți acel capitol din Levitic, să vedeți cum era la acel an. Cel târziu, în anul al 50-lea, după ce se toți străduiau să cumpere o goare, trebuia să dai înapoi proprietarului, pe nimic. Nu aveai voie să stai mai mult în stăpânirea lui. Vedeți, ceea ce pofteau și doreau acești oameni era împotriva voii lui Dumnezeu dinaintea contractului de vânzare și cumpărare. Dumnezeu rânduise un fel și a spus, asta e voia lui Dumnezeu, ok, asta o călcăm în picioare. Pofta și dorința lor mergea direct înspre voia lui Dumnezeu și în contra voii lui Dumnezeu, mai bine zis. Nu era doar că pofteau, era un lucru care era interzis să-l poftească. Din start. Și acum, la acest moment, vreau să te întreb pe tine, ce pun de acolo și până acolo. care e motivația ta? Ce te determină pe tine să faci acțiunile pe care le faci? Oricare ar fi ele. Bune, mai puțin bune, ortodoxe sau mai puțin ortodoxe. Ce te determină să faci acțiunile pe care le faci? Ce te face să te dai jos din pat dimineața? Care este planul pe care îl mesteci în minte seara când te pui la culcare? Și te gândești, da, dacă asta... Cât de multă importanță are pentru tine voia lui Dumnezeu, dragule? Mă rog să nu treacă această întrebare pe lângă tine fără răspuns. Fără să ai un eco în inima ta. Ce importanță are pentru tine voia lui Dumnezeu? să aduce aminte de Samson? Tată, ia o că place. Atât. Măi copiile, mă, dar nu sunt în țara asta, fii atent, ăia se închină la idole. Au... Tată, ia mi o că -mi place. Nu mă interesează altceva. Tu ce planuri ai în cap? Câte din acțiunile tale sunt motivate de poftele și plăcerile tale și câte sunt motivate real de voia lui Dumnezeu. Pentru că vreau să fac voia lui. Nu pentru că vreau să mi se întâmple mie ceva bine într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Câte? Cât de mult te preocupi să nu te supui propriilor tare pofte și în toate, fii atent, în toate să te supui voii lui Dumnezeu. Cât de mult ești preocupat de asta? Aplică asta la fiecare domeniu al vieții tale. Aplică asta la fiecare domeniu al vieții tale. Pentru că nu se poate ca tu, care te numești creștin, care ai o imagine corectă a lui Dumnezeu și știi că Dumnezeu e și bun și e și drept. Tu care ai intrat într-o relație cu Dumnezeu prin Hristos și ai promis ascultare și tu care ai o misiune clară pe pământul ăsta, nu se poate ca tu să mai trăiești viața și poftele și plăcerile tale să mai coordoneze acțiunile tale. Nu se poate, e un paradox. În toate când ai spus, tu ești stăpânul, ai spus, tu îmi comanzi ce să fac. În toate. Doamne, tu ești domnul vieții mele, tu nu mai ai cum să te asculți pe tine. E o contradicție dacă nu. Dacă cele trei lucruri pe care le-am învățat până acum sunt la locul potrivit și motivația va trebui să fie restaurată. Când îl pui pe Dumnezeu într-o poziție inferioară și Dumnezeu e sluga ta și pompierul tău, nu-l vei asculta, e adevărat. Însă dacă el imaginea lui, ai o imagine înaltă, ai cultivat o perspectivă înaltă despre Dumnezeu, te raportezi într-o relație corectă la el și îți înțelegi misiunea, îți vei schimba motivația. Dar oamenii, și fiți atenți, mai ales creștinii, noi, de fapt, luăm ca și argument harul lui Dumnezeu și facem din har o scuză ca să trăim după plăcerile noastre. Fiți atenți cum spunem noi. Dumnezeu a văzut că noi nu putem, că suntem oameni. A văzut că noi nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu și să facem voia Lui. Și atunci l-a trimis pe Hristos, care a luat asupra Lui toate neputințele noastre, a murit și acum, pentru că eu sunt în Hristos, eu am voie să trăiesc așa cum pot. Așa cum îmi iasă. Și mi-urmăresc și asta, și asta, și asta. Că doar Hristos, în harul lui, mă primește. Fiți atenți ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. E foarte, foarte important acest verset pe care îl notează Apostolul Pavel sub influența Duhului Sfânt în Scriptură. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o să rupem cu ce? Cu păgânătatea și cu poftele. Să o rupem, dragii mei, nu să le lăsăm mai ușor, nu să le uh, tolerăm, nu să fim permisivi. Să o rupem, categoric, una într-o parte, una în alta. Nu se poate. Dacă -i accepta Harul lui Dumnezeu, Harul te învață, să o rupi cu poftele. Nu mai are voie, nu mai au voie să aibă control să aibă influența asupra vieții tale, să fie motivația vieții tale. Pentru că atunci când oamenii trăiesc după poftele lor, dăm voie să-ți spun, când fac tot ceea ce doresc, când trăiesc doar cum le place, există consecințe prezente și viitoare. Asta ne spune mai departe textul acesta. Și haideți să vedem următorul verset. De aceea, de aceea de ce? Pentru că motivația era greșită, pentru că planul era greșit, chiar și strategia și acțiunea era greșită, vine acum și spune Dumnezeu așa, de aceea așa vorbește Domnul, iată, eu am de gând, adică eu am alte planuri. Tu ai planurile tale, eu am alte planuri. Fii atent ce am eu de gând în cazul ăsta. Iată, eu am de gând să aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni. Dumnezeu să aducă nenorocire. Tu despre ce Dumnezeu citești, Seba? Da, Dumnezeu spune, eu am de gând să o aduc o nenorocire împotriva acestui leat de oameni de care nu vă veți feri grumajii și nu veți mai umbla cu capul atât de sus, căci vremurile vor fi rele. Când oamenii trăiesc în poftele lor și poftele le sunt satisfăcute și când au mijloacele să și le satisfacă, oamenii le exclud tot mai mult pe Dumnezeu din calculul lor. Au și mâncare, au și comoditate, au și pace, au și bucurie și atunci Dumnezeu nu mai contează pentru ei. Și încep tot mai mult să fie preocupați de voia lor. Voia celui pe care o faci este Dumnezeul tău. Oamenii își devin propriilor Dumnezei. Oamenii își devin proprii lor Dumnezei. Și se raportează doar la ei. Se simt o mai independenți, nu mai au nevoie de alții pe lângă ei, să descurcă. Banilor, resursele lor, frumusețea lor, inteligența lor îi ajută în toate. Nu au nevoie de nimic. Au tot ce își poftesc, tot ce le dorește inima. Și atitudinea lor devine așa cum o descrie acest verset. O atitudine cu capul pe sus. Nu, au o problemă medicală aici la gât. Nu se mai îndoaie nici măcar să salute. Totul e așa. Nu, nu, nu pot să spună salut. Nu, e, e drept. Pentru că devin mândri devin aroganți, orgolioși. Însă, realitatea este că, în ciuda a tot ceea ce cred acești oameni împliniți și satisfăcuți că totul e bine, Dumnezeu are ultimul cuvânt și El spune că cei ce ne socotesc voia lui Dumnezeu vor avea de-a face cu mânia Lui. E realitatea Scripturii. Cei ce ne socotesc voia lui Dumnezeu vor avea de-a face cu mânia Lui. Și V-am recomandat de asemenea și psalmul 73 care descrie într-un mod extraordinar această perspectivă. Doamne, dar uite ce bine le merge. Au tot ce le poftește inima. Era cât pe ce să mă împiedic când m-am uitat la ei. Când i-am văzut ce bine le merge. Cât de bine o duc. Nu-i paște niciun rău. N-au parte de nicio nenorocire. Doamne, până am intrat în locul tău cel sfânt, mi-am restaurat imaginea și am văzut soarta din urma celor răi vai, cum sunt risipiți într-o clipă. Înțelegi? Înțelegi, dragule? Și aș vrea să mai observăm un lucru, că această expresie a vremurilor rele mai apare odată în Scriptură în Noul Testament. Să fim nou testamentar de data asta. Și ce e foarte interesant, că apare relaționată tot cu acest adevăr, tot în același context. Deschidem în Efeseni, la capitolul 5 și spune așa. Răscumpărați vremea, că zilele sunt... Rele, vremuri rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este, spuneți voi, voia Domnului. Înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Pentru că vremurile rele pe care le trăim, vremurile rele în care ne zbatem, sunt consecințele faptului că trăim motivați doar de noi în cine? Nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Din punct de vedere istoric, pentru acea generație de oameni, tot ceea ce acumulaseră, toate terenurile și casele astea pe care le-au poftit, au fost incendiate, au fost rase de pe fața pământului, capul le-a fost plecat și peste grumazi le-a fost pus jugul robiei. Au plătit un preț greu. Au pierdut toată moștenirea care le aparținea de drept. Popoarele din jurul lor râdeau de ei și făceau cântece de bajocură pe seama lor. Asta e consecința pentru toți cei care trăiesc motivați doar de poftele lor. O robie a propriilor lor pofte. Pentru o bucată de teren. Pentru o casă arătoasă, pentru haine luxoase, pentru mașini dotate. Nu mai acordăm atenția cuvenită voii lui Dumnezeu, ci ne lăsăm târâți de propriile noastre pofte și plăceri, poftele pământului, care oricum, cu tot ce este pe el, va arde. Însă, nu este doar o perspectivă pământească a acestei consecințe. Nu este doar o perspectivă a faptului că vremurile sunt rele, ci ultimele două versete din textul nostru descriu și o perspectivă escatologică, o perspectivă viitoare. Și începe cu acel cuvânt de temut, zic eu din Biblie, în ziua aceea. În ziua aceea veți ajunge de pomină, veți boci și veți zice, s-a isprăvit. Suntem pustiți cu desăvârșire, partea de moștenire a poporului meu trece în mâna altuia. Vai, cum mi-o ia? Ogoarele noastre le împarte vrăjmașului. De aceea, pentru a doua oară, nu vei avea pe nimeni care să întindă frânghia de măsurat pentru sorțul tău în adunarea Domnului. Va veni ziua aceea Ziua aceea care este o zi de mânie, o zi de necaz și de groază, o zi de pustire și nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nori și întunecime, spune un alt profet. Nu-i așa că arată sumbru tabloul ăsta? Pentru cine arată așa ziua asta? Pentru toți cei care nu au trăit în conformitate cu voia lui Dumnezeu? Pentru ceilalți ziua bucuriei? E ziua întâlnirii cu stăpânul, e ziua în care vom da socoteală de tot ce am făcut. Pentru ceilalți însă va fi această zi de negură, de nori. Iar apostolul Ioan ne spune că, iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea, chiar și acei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. De ce să plângă? De ce să plângă? De ce să plângă? Au avut tot ce au dorit au avut tot ce le-a dorit inima, toate poftele lor au fost satisfăcute. De ce să mai plângă? Pentru că atunci realizează, ah, ah, s-a isprăvit, nu mai este salvare. Am ales partea greșită. Doar o veșnică condamnare când oamenii vor realiza că au pierdut moștenirea. S-a vorbit și la timpul de rugăciune asta despre moștenire, despre împărăția aceea neclătinată pe care o avem ca moștenire au pierdut-o. Când vor realiza aceste lucruri, bocetele acelea vor fi neconsolate. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament, nu împliniți poftele firii pământești. Și apoi începe și le enumără. Asta, 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 asta. Ca să concludă că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția, adaug eu, neclintită a lui Dumnezeu. Nu împliniți poftele nu vă lăsați motivați de poftele lumii ăsteia. Oamenii aceștia au răpit moștenirile concetățenilor săi, a vecinilor lor, le-au răpit și au sfârșit prin a-și pierde propria moștenire. Se merită, se merită, fii atent, se merită să pierzi chiar ceea ce-ți dorești, dar la un nivel infinit superior, o casă în împărăția lui Dumnezeu, un teren în împărăția lui Dumnezeu, să-l pierzi pentru casele, plăcerile de pe terenul acesta, de pe tărâmul acesta, să trăiești o veșnică neîmplinire doar pentru că ai avut o motivație greșită, să nu mai ai pe nimeni care să întindă pentru tine frânghia de măsurat, nimeni care să mijlocească pentru tine când va fi împărțit noul Canaan și seminția ta și familia ta ar fi trebuit să intre în posesia unei moșteniri și nu o va mai avea. Se merită? pentru că viața asta ți-o trăiești doar după poftele și plăcerile tale? Doar că în toate lucrurile vrei să se facă așa cum îți place ție? Se merită? Se merită să nu poți spune niciodată ca și psalmistul o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. Se merită? Să nu poți spune o frumoasă moșie mi-a fost dată. Cum putem însă să evităm un deznodământ atât de tragic? Cum putem să evităm asta și să beneficiem de această moștenire? Acest mesaj l-am început cu o imagine și cu o întrebare. Ce te determină să te trezești din pat dimineața? Atunci când ziua în curs îți oferă ceva ce-ți place, când în ziua care urmează, va fi ceva care ți-i plăcut, dormi așa, epurește și te trezești foarte repede. Dar ce faci în ziua aia când ai chef să te trezești? Hai să vedem cel mai practic lucru pe care îl facem. Ce faci când mâine dimineață știi că trebuie să mergi la lucru? Îți setezi o alarmă. Îți setezi alarmă. Așa am ales să-mi intitulez mesajul de astăzi. Alarmă. Puneți alarmă. Ce vreau să zic cu asta? Datorită aparatelor inteligente pe care le avem astăzi, noi ne punem alarme nu doar să ne trezească dimineața. Ah, ședința aia de la copii, mi-o trec în calendar că altfel o uit, că numai acolo nu-mi stă capul. Ah, întâlnirea aia de la închinare, ah, stai să mi-o trec în calendar că mi-o și s-ar putea să mă dea afară ăștia. Pentru multe lucruri noi ne setăm alarme care să ne aducă aminte. Sunt lucruri care nu ne stă în fire, nu ne vin din fire. Și atunci... Într-un mod foarte practic, ne setăm alarma. Tot așa trebuie să fie și în viața spirituală. Trebuie să ne punem o alarmă care să ne motiveze mereu că noi trebuie să trăim motivați de voia lui Dumnezeu și nu de poftele noastre. Și fiți atenți. Că ideea asta, oricât de deștept mă cred eu, n-am inventat-o eu. N-am inventat-o eu și am găsit un cuvânt. Asta a fost bucuria mea. Am găsit-o aici în acest cuvânt bogat al lui Dumnezeu. Și așa să o împărtășesc cu voi. Oamenii ăștia din uh, perioada lui Mica, a poporului Dumnezeu, aveau la dispoziție, cum avem și noi astăzi, doar că a lor era mai subțirică. Avea primele cinci cărți. În cartea uh, a patra din Tora, pe care noi o numim numeri, există un pasaj pe care îl vom citi împreună și este dată această instrucțiune a alarmei. Fiți atenți ce le spune Dumnezeu în știința lui, în tot știința lui acestor oameni. Domnul i-a zis lui Moise, vorbește lui Israel și spune-le să-și facă din neam în neam. Adică neamul ăsta care trăia pe vremea lui Mica, trebuiau și ei să-și facă, nu? Era din neam în neam, fără oprire, mereu să-și facă. Era și pentru ei. Bun, ce să-și facă? Un ciucure, un canac, nu știu cum se spune la voi în, în, în fiecare regiune, un ciucure, da? Un ciucure la colțurile hainelor, la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acestea din colțurile veșmintelor. Mai departe. Când veți vedea ciucurele acestea, cam de câte ori îl vedea? Cel puțin când se îmbrăca și se dezbrăca. Cel puțin. Da? Când veți vedea ciucurile acestea, adică fiți atenți, când vă sună alarma, să vă uitați la el, hopa, și să vă aduceți aminte. Adică, din nou, o reîntoarcere. Hopa, ceva trebuie să fim atenți, să ne aducem aminte. Ce să ne aducem aminte? De toate poruncile Domnului, adică de voia Lui, nu? De ce? Ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri. Setați-vă o alarmă, nu știu cum. Poporul, datorită hainelor pe care le aveau, la anumite colțuri puteau să-și lege ciucurile aia. Când ciucurile la lovea peste picior, hopa, stai că trebuie să-mi amintesc. Eu trebuie să umblu după voia lui Dumnezeu. Dragul meu, oricât de spiritual te crezi, oricât de spiritual ești, lucrurile nu pornesc de la sine. Trebuie să existe o înfrânare, o disciplinare te ai întrebat vreodată ce rol au clopotele unei biserici? Pentru ce au fost inventate? Pentru ca în timpul unei zile grele și uh, obositoare și aglomerate de muncă, atunci când sună clopotul, să-ți amintești de Dumnezeu. Acolo unde erai la câmp, acolo unde erai cu calul, auzeai clopotul unei biserici și mintea îți fugea la Dumnezeu. Era o alarmă. Era o alarmă pe care și-au notat-o. Să mă gândesc pentru la rugăciunea de dimineață, să mă gândesc la el la rugăciunea de la amiază, să mă gândesc la el la rugăciunea de seară. Și-au setat niște alarme. Însă, oricât de spiritual ai fi, așa cum am spus, lucrurile trebuie învățate și practicate. Și uh, trebuie să-ți setezi această alarmă. Și aș vrea să-ți dau o, o sugestie. Puneți mereu întrebarea. La... Pardon la orice, încă o dată, la orice acțiune faci, la orice acțiune faci, puneți următoarea întrebare. Ce urmăresc eu prin planurile și acțiunea asta mea? Plăcerea mea sau voia lui Dumnezeu? Da, dacă vrei să accepți su sugestia mea, la orice lucru, făți această alarmă și puneți întrebarea asta. Păi vreau să mă duc să-mi... Bun, opa. Vreau să-mi schimb... Fre eu nu mai pot să-mi schimb. Vreau să schimb freza. Pentru ce faci asta? Puneți în cele mai mici detalii întrebarea. Ce urmăresc eu prin asta? Doar o plăcere sau voia lui Dumnezeu? A alege voia lui Dumnezeu va fi cea mai grea operație cu care te vei confrunta. Ți-o spun de pe acum. Te avertizez. A alege voia lui Dumnezeu e ultimul lucru pe care o să-l vrei. Dar dacă vrei să restaurezi motivația, doar așa poți să o faci. Se ți alarma și când alarma te atenționează, nu-i da uh, reject, nu o da la o parte. Ia aminte. Și spune, mă, am fost conștientizat că asta o fac numai pentru plăcerea mea. Aș putea folosi timpul ăsta, banii ăștia, resursele astea, într-o altă parte, după voia lui Dumnezeu. Dar și acolo decide să alegi voia lui Dumnezeu. Nu-ți se ta alarma numai ca să te culci la loc. Și dacă la început am privit la primii oameni ca să ne cunoaștem, să vedem cum sau ce e înrădăcinat în noi. Hai să ne uităm la prima biserică. Cum se comportau ăștia care au înțeles voia lui Dumnezeu. Și în faptele apostolilor există un verset minuscul care poate, trece, tre poate îl trecem cu vederea, în care spune așa, nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau o goare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. La prima vedere ne vorbește doar despre întrajutorarea acest pasaj. Dar fiți atenți, ce vindeau oamenii ăștia? Ogoarele și casele, exact ce ăștia din vremea lui Mica pofteau. Au înțeles. Au înțeles pentru voia lui Dumnezeu. Eu renunț la tot de dragul Lui. Exact ce ăștia al alții. Pentru ei era o pricină de poftă. Cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu și l-au cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu în persoană și au stat aproape de el când au început pensiunea lor. Lucrurile astea nu mai aveau valoare pentru ei. Dar ce-i pentru mine casa asta? Dar ce-i pentru mine terenul ăsta? Da, biserica are nevoie. Sigur, sunt câțiva uh, uh, um, oameni nevoiași acolo. Le dau acolo. Nu vreau să trăiesc după poftele mele. Vreau să trăiesc după voia lui. Vreau să trăiesc după voia lui. Oare nu este și pentru tine vremea să-ți restaurezi motivația? Oare nu e timpul ca și tu să acționezi după voia lui Dumnezeu și nu după poftele și plăcerile tale? Aș vrea ca această întrebare să aibă un, un eco puternic în sufletul tău. Pentru ce te duci la muncă de dimineața până seara? Pentru ce faci ausbil lungul pe care îl faci? Pentru ce ți dorești? Pentru ce ți cumperi? Pentru ce? Pentru ce? Pentru ce? Puneți întrebarea asta. Oare n-ar fi vremea? Oare n-ar fi vremea să-ți restaurezi motivația? Vreau să-ți las trei aplicații practice care să te ajute. Foarte scurt, voi trece printre ele. Să fie o alarmă pentru tine, să aducă înaintea ochilor tăi voia lui Dumnezeu în detrimentul poftelor tale. E o operație grea, așa cum vă spuneam, însă se merită. Prima dintre ele, fi motivat de Dumnezeu. Și îți aduc un verset pe care să-l ții minte. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Când faci din asta o prioritate, pofta asta trecătoare va fi total, total inundată de splendoarea eternității. Wow! Când a fost ultima dată când ți-ai dorit, când ai poftit cerul? Când ai spus, oh, să ajung acolo, la lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, unde masa e întinsă, unde scaunul lui de domnie are un loc rezervat pe care scrie numele meu. Nu e așa că așa de rar poftim lucrurile de sus și ne vindem veșnicia pe un blid de linte? Apoi, doi, fii motivat de alții. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți voi în gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Wow! Hristos cât a trăit pe pământ a avut gândul acesta. Și te îndeamnă și pe tine să ai același gând. Gândește-te și la ceilalți. Gândește-te la prioritățile lor. Când ai poftit, când ți-ai dorit ultima dată să-i faci o bucurie cuiva. Uite, astăzi mie mi-a făcut cineva o bucurie și mi-a dat lacrimile. Nu mi-am imaginat așa ceva. Extraordinar. Îi mulțumesc lui Dumnezeu de acest exemplu. Când cineva se gândește la tine într-un mod deosebit. Wow! N-am cuvinte. Am rămas fără cuvinte. Și trei. Nu mai fi motivat de tine. E simplu, știu că e simplu să o spun, e greu să o trăiesc. Și vă aduc și aici un verset pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus în minte, îmbrăcați-vă în Domnul Isus Hristos și nu mai purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele. Pe măsură ce te preocupi mai mult de tine, vei fi tot mai mult preocupat de tine. Intri în acest cerc vicios și vrei mai mult, și vrei mai mare, și vrei mai, 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 numai pentru tine. Și aveți grijă, nu-i nu purtați de grijă firii pământești ca să-i treziți poftele. Te vei lupta cu ele toată viața, dar lasă-le cât se poate într-o stare de adormire, de latență, acolo aruncate de desubt. Calcă-le în picioare cu puterea lui Hristos. Nu purtați grijă, uită de tine, nu fi motivat de tine. Și în toate aceste trei pasaje pe care Duhul lui Dumnezeu mi le-a pus în minte, apare Hristos, apare imaginea lui Hristos. Să aveți în voi gândul care era în Hristos, gândiți-vă la lucrurile de sus unde Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu și îmbrăcați-vă cu Hristos, pentru că alarma ta trebuie să te ducă mereu la Hristos. Alarma ta trebuie să te ducă mereu la Hristos. El este cea mai adecvată motivația ta. Doar Hristos este cea mai adecvată motivația ta. Doar trăind o viață dedicată lui și determinată de exemplul lui, poți alege și poți înfăptui cu adevărat voia lui Dumnezeu. Doar așa. Și e așa de simpatic că traducerea singura, traducerea Cornilescu a Bibliei dintre, Biblie, dintre toate care le-am consultat pentru acest pasaj, singura care folosește aici acest s-a isprăvit. Această traducere s-a isprăvit. Toate celelalte spun s-a terminat sau au o altă de folosire. Însă, foarte interesant că aici folosește aceste cuvinte, s-a isprăvit cuvinte pe care noi le știm dintr-un alt context al Scripturii, când Domnul Iisus, țintuit pe lemnul crucii, spune s-a isprăvit. Oamenii ăștia spuneau s-a isprăvit pentru că nu mai aveau nicio speranță. Însă Hristos când a spus s-a isprăvit, a fost singurul care a putut să spună am împlinit toată voia ta am împlinit toată voia ta. Ceea ce cu câteva ore înainte, în grădina Ghețimani, acolo în luptă, spunea, Tată, dacă e cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, fii atent, aici a sunat alarma, totuși, totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci după cum voiești tu. S-a isprăvit. Am făcut toată voia lui Dumnezeu. Toată voia lui Dumnezeu. Wow! Și apoi Apostolul Pavel ne spune în romani că nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Nici Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Ci prin acceptarea paharului suferinței, voia lui Dumnezeu și dreptatea lui au fost satisfăcute în el ca noi să putem da curs astăzi chemării lui. Luați jugul meu, căci este ușor Oamenii aceștia au trebuit să-și aplece și capetele și grumajii sub jugul robiei. El vine și îți aduce jugul lui, care înseamnă libertate. Ești gata să vii la Hristos? Pentru că în funcție de alegerea pe care o faci, vei purta fie jugul robiei și al poftelor și al dorințelor tale și cu capul plecat și cu ceafa împovărată vei suferi consecințe eterne, fie vei alege acest jug pe care îl oferă Hristos, atunci când trăiești voia lui Dumnezeu și te vei bucura de răsplătire. Ce alegi tu? Ce alegi tu? Și-aș vrea să te provoc la meditație personală. Aș vrea să te invit să te ridici în picioare și-aș vrea să stai în fața lui Dumnezeu. Și-aș vrea ca în mintea ochilor tăi cu litere de foc să stea această întrebare. Ce determină acțiunile mele? Voia lui Dumnezeu sou povo da minha